Kathleen Folbig a fost condamnată la 30 de ani de închisoare și a stat 20 de ani după gratii, după ce a fost declarată vinovată de moartea celor patru copii ai săi, doi băieți și două fete. Femeia a declarat că nu este vinovată de moartea copiilor, dar, cu toate că asupra lor nu au fost descoperite urme de violență, ea a fost trimisă în închisoare. I recommended that the governor should exercise the royal prerogative of mercy and grant Ms. Folbig an unconditional pardon. The governor agreed. Ms. Folbig has now been pardoned. Kathleen Folbig, acum în vârstă de 55 de ani, este liberă. Decesele pentru care ea a fost acuzată au avut loc între anii 1989 și 1999, iar vârstele copiilor au fost între 19 zile și 19 luni. What we know is that 20 years ago, Kathleen Folbig was convicted on coincidental and tendency evidence. There was never any actual forensic or pathological evidence to say that the children were smothered or that she committed those crimes that she was convicted of. În urma unor analize recente s-a descoperit că trei dintre copii sufereau de o malformație genetică și aceasta a fost cauza deceselor. I'm too absolutely relieved that Kathleen Folbig has been pardoned. It's been an absolute privilege for the Australian Academy of Science to have acted as an independent scientific advisor to this inquiry. Presa australiană scrie și despre eventualele despăgubiri pe care le-ar putea primi femeia. Într-un alt caz, o mamă acuzată de decesul copilului în 1992, care a stat 3 ani în închisoare, a primit despăgubiri de aproape $1 million.